Astrele vin cu vești bune pentru trei dintre zodii care dau lovitura în luna septembrie, dar în general toți nativii vor avea parte de un început de toamnă fabulos. Conform știrifresh24.ro, cele trei zodii peste care dă norocul în luna septembrie sunt Gemenii, Fecioară și Săgetător. Iată ce trebuie să știți despre fiecare semn zodiacal în parte. Pentru cei născuți sub semnul zodiacal al Gemenilor, se anunță un salt din punct de vedere financiar în prima lună de toamnă. Vor uita complet de grija banilor, iar asta pentru că vor ieși din zona de confort și vor ținti cât mai sus la un job din străinătate. Nu vă fie teamă să îmbrățișați schimbările din viața voastră și chiar să vă deschideți o afacere, pentru că astrele vă sunt favorabile din acest punct de vedere. Nativii zodiei Fecioară se vor afla sub semnul norocului în prima lună de toamnă din acest an. Pentru ei norocul vine mai ales pe plan sentimental. Apar schimbări în viața de familie, poate o mutare la casa nouă sau în orice caz o investiție costisitoare, dar care merită tot efortul. Burlacii zodiei au toate șansele să fie loviți de săgeata lui Cupidon. Lăsați-vă purtați de fiorii unei iubiri noi, profunde și dezinteresate. Nativii din zodia Săgetător vor începe toamna cu o mărire salarială care le va schimba complet modul de a privi compania în care lucrează și eforturile pe care le fac zi de zi la locul lor de muncă. Fericirea bate la ușă, trebuie numai să deschizi. Nu mai pierde timpul degeaba, trage de tine ca să le demonstrezi tuturor că ești capabil de lucruri mărețe în viața asta, relatează știrifresh24.ro.